Ok, salutare, guys, și bine ați venit la un episod astăzi. Nu, astăzi. Da, deci am fost cumpărăm acest Nissan. M-a ajutat un prieten să mai fac niște bani și mi-a dat și eu niște bani. Nu știu ce. Și practic astăzi cumpărăm acest Nissan pentru că și repede. Și următoarea mașină va fi scumpă. Deci haideți să vedem ce car upgrade putem să facem. Ok. Are turbo, ok, am 6.000. Ok, mai am 374 și hai să-l testăm. Și punem benzină. Vreau să-i mulțumesc prietenul meu că m-a ajutat să fac bani pentru această mașină. O să aveți probabil linkul lui de la canal în descriere, dacă mă rog, în descriere, în comentarii sau și în descriere. Uitați-vă în descriere. Pentru că el m-a ajutat să fac banii de această mașină. Și hai să-i dăm un top speed rapid pentru că... Da, ok. Și o să-i fac un tuning corect la mașina asta pentru că totuși caii pe care i-are este la rău. Și practic o să mă uit pe YouTube să văd cum să fac design să arate ca Nissan Skyline-ul legendar și da. Dați un like, un subscribe, un follow pe Instagram, Camero Marian, un follow pe TikTok, Sirin 315, un subscribe la prietenul meu pentru că m-a ajutat, care canalul lui va fi în descriere. Și e ok, cu modificări o să prindă mai mult. Dar nu o să-i pun de 12, că totuși. Eu vreau să cumpăr mașini, să stau să modific mașina. Nu se pun supercaruri. Și... Da. Dăm rapid un top speed. 335 maxim. Bă, cu tuning care o să-l fac mâine că n-am bani, o să fie ok. Tot ok, tot ok, mașina n-are nimic, e puțin îndoită, dar n-are nimic, dați un like pentru acest Nissan. Dar e ok, e puțin îndoită, dați un like. M-am dus, bă!